Dictatorul rus Vladimir Putin este disperat să rămână la putere de teama a ceea ce ar putea face succesorul său, a declarat un fost general american. În jocul puterii unde nu se poate baza pe statul de drept și instituțiile guvernamentale pentru a-l proteja, Vladimir Putin s-ar putea afla în pericolul real din partea personalităților militare și de securitate din cauza catastrofei Rusiei în invazia Ucrainei. Generalul Jack Chian crede că Putin, despre care se spune că se află într-o stare de sănătate proastă, va face orice pentru a rămâne la putere după ce va descoperi că mușcătura pe care a luat-o din Ucraina ar putea fi mai mult decât poate mesteca. Liderii ruși au un istoric mix de supraviețuire după pierderea puterii într-o țară în care normele democratice nu au prins niciodată rădăcini. Putin însuși a fost respectuos față de predecesorul său, Boris Elțin, refuzând să-l judece pentru diversele acuzații de corupție care l-au înconjurat pe el și pe fica sa de pe vremea când era la cârma Rusiei. Putin nu pare să aibă prea multă încredere în vreun succesor și se trezește prins în dilema clasicului dictator, care nu poate preda puterea de teamă că succesorul său ar putea să-l judece sau să-l deposedeze de bunurile pe care le-a acumulat sau chiar ar putea să-l ucidă. Fiind un pasionat student al istoriei, președintele Rus va fi conștient de circumstanțele din jurul morții ultimului mare dictator rus, Iosif Stalin. Se crede că un bloc puternic dintre generali este dornic să declare război total Ucrainei, să invadeze Moldova și chiar să atace NATO, datorită sprijinului său material pentru Ucraina.